am descoperit Serbia, Macedonia, Muntenegru și Albania. Zic eu că o să-i apară drag și lor de călătorie și să cunoască lucruri noi și să fie așa un pic mai boie. Fiecare zi trebuie trăită cu intensitate ca fiind ultima. Acesta este motoul eroinei noastre din următorul subiect. A absolvit Academia de Studii Economice din București, activează în domeniul marketingului, însă de mic copil a fost pasionată de călătorii. Își dorea să viziteze țări din lumea întreagă, ba chiar și-a făcut o listă unde să călătorească. Este vorba de Viorica Tarlapan Ataman, o mamă a doi copii, un băiețel de 7 și o fetiță de aproape 2 ani, care își scrie însemnările pe un blog. Sunt articole despre călătoriile pe care le face, cât în țară, atât și peste hotare. Cu un an mai devreme am stat acasă cu fetița, al doilea copil al nostru, și atunci, în 2013, am zis cumva să compensez. Respectiv, am fost în Grecia, am vizitat stâncile de la Kalampaka și mănăstirile de la Meteora. Sunt 24 de mănăstiri, toate construite pe niște stânci de o înălțime de 400 până la 800, până la 600 de metri. Sunt niște orășele acolo sus și este absolut impresionant când te afli la 600 de metri înălțime și găsești călugări care stau și ospătează, de exemplu, sau țin o slujbă. Hotărâtă să cunoască cât mai multe obiective turistice, nu pierde niciun moment sau ocazia să exploreze cele mai necunoscute locuri. Iar experiența avută în călătorii o împărtășește pe internet, rețele de socializare și blog. Eu dimineața, ajungând la serviciu, întâi deschid o pagină de un blog românesc și atunci mi-am dat seama, păi, dar eu tot același lucru fac, adică de ce n-aș putea și eu să împărtășesc impresiile mele care le am din diferite deplasări sau diferite excursii. Poate cineva îmi citește, este util, de ce nu? Și mai ales că este și pentru mine o motivație chiar pentru mine, fiindcă eu răsfoiesc paginile blogului meu și atunci mă gândesc, wow, super, a fost chiar o vacanță bună. Turismul îi este un subiect mai aproape de suflet și speră să fie mai consecventă. Unele călătorii le face împreună cu familia, pe cât e posibil merg împreună cu copiii. În weekenduri își încarcă bateriile vizitând locurile turistice din țara noastră. Este un alt punct pe care și l-a pus în plan, să cunoască și potențialul turistic local, totodată promovându-l. Eu, de exemplu, nu știam că noi avem un obiectiv protejat UNESCO. Chiar am avut surpriza să aflu și să-l găsesc într-o livadă din miere. Arcul geodezic Struve, care se află în satul Rudi. Am fost impresionată, de exemplu, de biserica de la Țepova, fiindcă este unica biserică în Europa ca volum săpat în stâncă. Unica biserică rupestră ca volum săpat în stâncă și a mai mare. Și este a doua din lume după mănăstirile rupestre din Capadocia, din Turcia. Încă nu prea cunoaștem sudul Moldovei, așa că în 2014 programul este deja stabilit să ajungem la lacul Beleu, să ajungem la Giurgiuleș, să vedem bucățica cea de Dunăre. În ciuda vieții zbuciumate de zi cu zi, nu trebuie să uităm că e momentul să mai ieșim din grijile cotidiene și să pornim la drum, pe drumuri care ne pot duce spre frumusețele naturii. Iar ca acest lucru să se întâmple, trebuie mai întâi să ne dorim. Rutina zilnică asta nu neapărat înseamnă că trebuie să mergi la mii de kilometri de casă. Este suficient să mergi într-o destinație foarte aproape de casă și asta îți încarcă bateriile pentru 7 zile, garantez că așa este la mine. Motoul meu este valabil pentru mine, adică nu pot să zic că motoul ăsta este un sfat pentru toți și vă rog, urmați-mă.
Motoul meu este că trebuie trăit fiecare zi ca fiind ultima, așa că trăiți-vă la maxim ziua și prosigur o să fie o viață interesantă. Doar viața interesantă, asta e ceea ce ne rămâne. Și amintirile, evident.